eu am fost suspendat 6 luni, nu aveam voie să boxez în perioada aia și mi-au găsit de lucru într-o măcelărie. Și mă duceam, bineînțeles, dimineața, nu mai știu, cred că la 5 sau la 6 foarte devreme, mergeam cu cel care avea măcelăria, mergeam la abator în Chion, de acolo încărcam, mai multe produse, luam carne, le aduceam la el la măcelărie, mă învățase să tai carnea, să tranșez, după care o pregătea pentru vânzare. E, după, nu știu, cred că 5, 6, 7 zile, i-am spus, Andreas, uite, eu nu pot să stau o lună de zile până îmi dai tu salariu, zic, eu nu am chiar niciun ban și te rog, zic, cât sunt pe zi acolo, nu știu cât te-ai înțeles cu cei de la Bayer, nu știu, 20, 30, 50 de mărci cât or fi, nu aveam idee, dar zic, mie te rog să-mi dai în fiecare zi. Și a zis că s-a înțeles cu cei de la Bayer să-mi dea să mănânc și să nu-mi dea niciun ban. Și am zis, Andreas, eu nu pot să muncesc doar să mănânc, mai ales că și mănânc puțin, n-am mâncat niciodată mult. Și am zis, nu, cât sunt acolo, cât crezi tu, dă-mi în fiecare zi. Și a zis că nu-mi dă niciun ban. Și atunci mi-am dat șorțul jos, i-am dat șorțul și am plecat. Ați renunțat la cariera de măcelar. Nu avea rost, da. Nu v-ați gândit că ați făcut o prostie în perioada aia, când vă era foarte greu, mă gândesc. M-am gândit de multe ori și chiar veneam acasă, aveam un pat cu arcuri și era tot denivelat, aveam un dulap cu o ușă, aveam un televizor alb-negru cam așa și chiar, vă dați seama, aveam 19 ani, veneam câteodată acasă și pur și simplu mă puneam și plângeam, dar am știut că trebuie să strâng din dinți, am zis, acum am făcut-o, trebuie să merg înainte.